Nu, avem un mare derby cu Leverkusen, care sunt pe locul 3 la 9 puncte de noi. Bă, nu s-a apropiat rău de tot, nu-i bine. Bun, băi, destul de simplu. Acasă mergi cu Leverkusen, echipa lui Timo Werner, care bănuiesc că a marcat de multe ori dacă e Dortmund pe locul ăsta, dacă e Leverkusen pe locul 3. Trebuie să fi marcat omul de multe ori. De adus până acolo și începem foarte bine, iată-l pe Royce. De acolo era ceva. Ar fost ceva să scrie de acolo Royce. Witzel și Ghiotze. Am nevoie de niște ajutor din partea lui Sancho, poate, care are dribbling 90 acum. Memphis, Sancho șutează în Bender. Iar s-a apărat eroic acolo. Intervine foarte bine, dar mingea tot la noi. Prima repriză trebuie să facem diferența, că Royce și Sancho nu o să mai ducă și a doua. Ghiotze acum. Ținut bine de Bender. Domina acum Leverkusen. Bailey șutează în blocaj. E un meci echilibrat ăsta. În sfârșit avem parte de meci de care pe care. Sancho cu cele 5 stele driblează formidabil. Și e Memphis în careu, oprit de Bailey. Memphis recuperează. Nu șută în blocaj însă. Putea fi primul gol aici. O, Ghiotze. Hai acum. 1-0. Ce greșeală. Profităm. Sancho e omul care marchează. Și uite celebrarea asta. Îl ia de picior, Royce, ce faci, mă? Nebunie. Iată greșeala. Mingea a recuperat, nu știu ce a fost pasia din partea lui Tah. Și de acolo e ușor să înscrii dacă ai calitate. Sancho e un jucător care nu ratează de acolo. Witzel. Pasă e bună și avem o mare paradă din partea portarului lui Bayer. Vine centrarea, însă nu s-a trenat faza. Witzel era acolo. N-a reușit să lovească mingea cu capul. Ghiotze! Oh! Pe lângă poartă. Este o nouă mare ocazie. O nouă recuperare. Iată ce greșeală. Son! 2-0. Pe recuperări. Nu știu, au greșit foarte mult jucătorii lui Leverkusen. Și unde se duce Son? La mijlocul terenului. Îmi place, se bucură cu fanii. Da, iată pasă asta, în loc să degajeze, o dă în centru, nu se face așa ceva. Și imediat profităm de situație. Și Son înscrie în ambele meciuri în care am jucat cu el. Opa, ce pasă oferă Werner. De la Rabi, prima dată când îl văd, de când a început meciul. Și au o fază bună, vrea să ajungă la Werner, mingea se întâmplă ce din urmă, Burki apără când e nevoie. Place că e acolo și nu greșește așa des. Tah iese. Intră Red Sos. Cine e ăsta? De ce l-ai scoate pe Tah? I-ar trebui să mute. Na. Să mai scoate un jucător de atac care nu mișcă. Nu cred că Tah a fost problema din nou. Dar văd că, nu știu, are ceva probleme Tah la echipa asta. Opa, Paco. Nu are viteză, dar ce dribling acolo. Din partea lui Paco, șutul cu exteriorul. Scoate Hradeschi. Și acum e o minge în careu destul de periculoasă. Corea, iată-l. Fost un jucător de la Atletico Madrid. Ce centrare bună. Și lovitura de cap excelentă de la Belarabi, bară gol. Wow, ce centrare a avut Corea aici. Super. Și lovitura de cap, Belea. Burki, bravo, nu așa. Hai să nu ne egaleze, excelent Burki din nou. Ne-a salvat pe final de meci. De-aia voiau aia să dea 30 de milioane pe el. Cât de bine apărat aici. Eram gata să fim egalați. Se termină 2-1. Meci greu până la urmă. A mai jucat Bayer-ul pe final. Ghiotze, omul meciului. E bine că am bătut pe echipa de pe locul 3. Nu mai putem să ne încurcăm și uite, în simulări pierd într-una, nu înțeleg de ce. Și Bayern, uite, se apropie cu pași repezi. Sunt la 4 puncte de noi în continuare. Și Diallo am tot antrenat, dar cred că îl încerc pe Akanji. M-am gândit să mai fac niște transferuri pentru la vară și să profit de chestia asta cu jucătorii liberi de contract. Ați văzut la Martial că rămânea fără contract, nu i-au prelungit contractul cei de la Manchester United. Și am reușit să-l iau, va veni din vară la echipă.
Și acum mă gândeam că am făcut eu un video, știți, vară despre jucătorii care vor rămâne liberi de contract în 2019 și am zis să-i testez pe fiecare să văd dacă li s-au prelungit angajamentele. E bine, Rabiot de la PSG deja a semnat cu Tottenham, s-a dus acolo printre toți aia mijlocași centrali, că au luat mai mici mijlocași centrali cei de la Spurs și am găsit niște jucători super interesanți care rămân liberi de contract în vară și pot lua gratis, doar dându-le un contract îmbunătățit. David De Gea, Diego Godin, care a ajuns totuși la 33 de ani, și Ian Vertonghen de la Spurs rămâne și el liber de contract în vară, în câteva luni. Așa că de ce nu? Măcar De Gea poate să vină, o să-i dăm un approach to sign și Godin cred că ne-ar ajuta mult defensiv, are mare experiență, ar fi interesant să vină așa un sezon pentru UEFA Champions League și atât, să vedem în Liga Campionilor să ne ajute să câștigăm acea competiție în sezonul următor, să ne plinim obiectivul. Iată că a venit să discute cu Șumudică. Și de ce am transfer budget 0 euro, că nu înțeleg. Da, oricum. O să fie clar un jucător crucial, a jucat toate meciurile De Gea până la urmă. De Gea la Dortmund ar fi incredibil, nu știu, se pare foarte tare chestia asta. Un contract pe 4 ani, de ce nu, până la 32 de ani. Azi că ok. Și nu vrea clauză, nu-i nevoie. Hai să vedem despre salariu, că nu știu de ce nu am să-i dau mai mult. Hai să vedem, nu știu, îi dau 180 de mii. 190 de mii. E cam cât pot să dau, mai mult nu pot. 200 doar. Și a acceptat 190 de mii. Cred că am dat cam mult, nu? Mai mă gândeam că o să vrea mai mult, că are un salariu de 270 de mii acolo. Ok, de aia semnează cu Borussia Dortmund, de asta vă simplu. Nu știu ce se întâmplă cu cariera, nu prea pare așa cum ar trebui să fie, dar de ce nu puteam să dau mai mult? Cam buget. O să mai mut aici de la transfer budget la wage budget, ca să avem pentru negocieri. Și de aia din ce înțeleg, ne-am înțeles cu el. Va veni din vară la echipa alături de Marțial, hai să vedem din nou, să fim siguri. Bun. Și hai să vedem și cu Godin care e treaba. Până la urmă a ajuns la o vârstă, are 88 overe. Ar mai fi și varianta Vertonghen, care e mai tânăr totuși. Are hai cu hai, nu știu, hai să mergem pe Godin. Sau eu pe amândoi, știți ceva? Hai să luăm amândoi jucătorii, dacă toți sunt liberi de contract, ne costă foarte puțin. Câteva milioane de euro, practic. Vrea să fie crucial, acceptăm. Hai să vedem ce mai avea. Deja, mamă, 3 ani de contract? Fie frate, dar îi dau puțin salariu. Mai mult de 60-70 de mii nu vreau să dau, fără clauză. Ok, 89.000 fără bonus și hai fie. 90.000 pe an. 94.000. Ok, terminăm și cu Godin, știți ceva? Spargem banca. Că e foarte ieftin să iei pe ăștia și au o ofere foarte mare. Hai să negociem și cu el. Nu știu, sper să nu stric cariera sau ceva, dar ar fi ciudat să nu profit de chestia asta. Până la urmă, ducem jucători foarte buni, asta are 87 overe pentru sume mediocre. Și să vedem, ăștia pun cerințe numai. La fundaș e greu. 3 ani, fără clauză și contractul său, sper că nu mai mult de 100 de mii, hai că e bine. 25 de apariții, vreau un bonus, fără... Deci cu 1 milion de euro să ai în bonus și 100 de mii pe an. Hai să negociem puțin aici, că mi se pare cam mult totuși. 99 de mii, bine mai, fix 99 de mii să fie sub 100. Ok, 3 transferuri pentru la vară. La vară vin Marțial, De Gea, Godin și Vertonghen, nume mari din fotbal. Și vom avea fundaș central pentru Champions League, portar. L-avem și Marțial și mă gândeam să mai cumpăr un jucător la vară, dar să fie un nume mare de tot care să vină. Că avem 50 și ceva de milioane, mai mult chiar. Hai să vedem calendarul. Augsburg, băgăm titularii cu ăștia și după aia joc cu Benfica. Vom simula, meci în deplasare nu-mi place, dar trebuie să simulăm, adică e o echipă slabă Augsburg. Și ne bat, mamă frate. Nu putem să batem pe nimeni la simulări și vine Bayernul din urmă. O să fie un final de sezon foarte greu. Hai să mai antrenăm pe băieți. Sancho ajunge la 84. Mamă. Ce place frate, o să aibă 85 pentru Champions League. O să fie genial. Are finishing 80, exact cât trebuie. Și mai crește și Akanji. Dar deja fundașul central o să avem, a trebuit să iau pe ea. Și mergi cu Benfica, jucăm la noi acasă. Și după avem cu Stuttgart. Și Paco vrea să joace. S-ar putea să-l trimim pe Reus atunci dacă vrea Paco să joace. Hai să-l băgăm pe Paco. E golgheter, de aia vrea să joace, nu de alta. Arena plină. Optimile. UEFA Europa League. N-avem nimic. Dăm un skip pe aici. Cameramanii pe acolo, dar nu știu ce stau jucătorii de mișcați. Ar trebui să fie și imnul, dar
Intră pe servi și Teles. Teles e obișnuit cu portughezii. Până la urmă de acolo vine el, de la Porto. Și să vedem jucătorii noștri ce vor face în acest match. Trebuie să-i batem rău ca să nu ne mai pese de retur. Asta ar fi idealul pentru fiecare dublă de Europa League. No! Talisca! Băi, ești nebun? L-a luat pe Talisca! Ăștia de la Benfica, din China. Încă mine să cred că l-am luat pe De Gea totuși. Adică care erau șansele? Nu cred până nu-l văd în kitul lui Dortmund. O să fie foarte tare. Opa, n-apasă de aici pentru Ghioțe. Și e Mario Ghioțe care dă bară. No, avem o mare ratare. Încă din minutul 9. A fost bun un gol. Rămâne mingea la noi. Teles e fantastic. Sancho, care doar ce a ajuns la 84. Dar Talisca și pe defensivă. Și Odiseas titular. Eu știu pe ăsta că la Football Manager 2018 făcusem o carieră de asta cu FCSB și am dat la noapte Odiseas ăsta. Avea un salariu incredibil, vreun 1.000.000 de euro pe an lua la echipă, că n-a vrut pe mai puțin. Fază bună asta. Paco cu Sancho. E Son în careu, centrarea e la el. Odiseas boxează bine. Bun aici. Hai, Paco, că ai vrut să joci. Îți dau o centrare bună acum pentru Son. Nu era deloc. Son acolo. Ribeiro a respins. Ce ocazie mare. Son bate cornerul. Nu face rău, dar n-ajunge la nimeni acel balon. Sancho cu Paco, care are numărul 12 acum, săracul. I-am luat și numărul. Îl ținem și pe bancă. Seamănă cu experiența lui de la Barcelona. Și șutul lui Son, blocat de același Odiseas. O să pasez scurt aici la Sancho, care are calitatea să treacă acolo în dribling. Da, nu mai. Da, o centrale și aia a fost. Vrakanji. Tot la noi. S-au dublat minutele de prelungire. Arbitrul a cam uitat să fluiere aici. Că-ți dau o centrare care nu-i bună și ajunge minutul 50 în ritmul ăsta. Se fluieră în sfârșit. 0-0. Chelsea a picat cu Liverpool în Europa League, nici l-am văzut. Chelsea-Liverpool în optimile ligii, mamă, cum e asta? Ce meci? Și Spurs cu United și ghinionau englezii, frate, să elimine unii pe alții. Și Paco îmi pare rău, dar n-a făcut mare lucru, trebuie să iasă. Ne trebuie Royce. Bine, Royce dă sigur gol. Am mai văzut meciul ăsta. Memphis, superb. Ce atac promițător. Sancho mai departe. Șutul său și e un golazo din partea lui Jadon Sancho. 1-0, 52. Ce frumos a driblat aici Sancho. E super tehnic, frate. 84 UVR deja. Ăsta ajunge departe rău de tot. Alături de Royce, care n-a contribuit la faza asta. Efectul Sancho. A luat-o pe cont propriu. Foarte frumos șutul. Witzel, ce pasă la Royce. Hai să vedem aici pe Marco Royce către Sancho, care nu poate șuta, dar ce fake shot. Și e șutul pe lângă poartă. Uleu. Na, asta a fost o fază genială aici. Uite cât flair acolo să poți să dribleze așa. I-a făcut pe amândoi jucătorii Benficăi. Hai Royce acum. Pasă e bună. Sancho are și viteza necesară. Preia bine, ne întoarcem tot pe aceeași finesă. Odiseas de data asta impresionează. Foarte frumos aici. A parat acel șut. Și Teles lovește cu capul. Să nu cred că ar trebui să fie în careu. E mai înalt, așa nu prea avem jucători bun la cap. Lucru care se va schimba odată cu venirile lui Godin și Vertonghen. Cred că o să fim mai periculoși la cornere. Memphis cu Rabona și era să fie gol. Un afect și de aici din partea lui Salvio. Și o centrare bună, aproape de un autogol. Dar Bellerin a fost exact unde trebuia să fie. O poziționare impecabilă din partea sa. Și centrarea asta bună, boxată de Burki. Talisca e foarte înalt. E cam frică de ce poate Talisca să facă. Ținem pe Burki pe lângă el. Ce centrare bună, Conti lovește cu capul. Bine că pe lângă.
Witzel, frumos, partea dreaptă. Royce. Asson, Delaney, care doar ce a intrat, șutează Delaney. Blochează Odiseas, a câta oară. Delaney, Sancho. Poate acum. Dar Son este ținut strâns în marcaj. Guerreiro. Către Delaney. Un șut blocat, Royce. Nu poate să facă diferența. E o centrare foarte bună. Și apără Odiseas. Ulo. Superb. Mamă, e omul meciului. Chiar omul meciului, sincer. Cum a scos-o pe asta? Poate Son foarte bine. Să peste poartă, să duce viitoarea de cap. Și asta a fost meciul 1-0 în tur cu Benfica. Acest meci greu de Europa League. N-au avut niciun șut. Sancho e omul meciului cu 9,2. Chelsea a făcut egal cu Liverpool. Și Arsenal a picat cu Leipzig. Și cum să schimb culoarea tricolului cu Teuțu? Verde, albastru, verde, albastru. Cere-mă camera mea. Stuttgart e la următorul adversar. Bayern nu a pierdut și ea. Simulăm meciul ăsta și să vedem ce iese. Sper că batem, că și cum acasă. 3-2. Matthews a dat gol, jucătorul de 61 OVR. Da, n-are treabă că e Matthews acolo. Cred că pe ultimate e greu să câștige în deplasare. Asta e faza. Vreau să-i obosit. Pe cine aș putea oare să pun locul lui? Cred că pot să-l pun pe Ghioțe Camă. Aici e Delaney cu Witzel aici. Că n-aș vrea să-l obosesc prea tare pe Royce și poate să intre pe parcurs dacă avem probleme. Benfica, care n-are stadionul, e Valstadion, adică, na, Valstadion. Păcat că n-au stadionul lor, am un stadion destul de frumos. Son, ce-a făcut aici? Chiar nu-mi dau seama. Nu știu cum a reușit aici să rămână la minge, tot la noi este. Dar cu cine să șutez? Cu Delaney? N-am avut ce să fac. Și-a fost un fault în atac. Delaney cu o lansare pentru Memphis, care nu cred că poate rata de acolo, da. Șutez peste poartă. Talisca, mamă, bicicletele. Bă, are un stil foarte șmecher Talisca când joacă botul cu el. Chiar îmi place. Iese în evidență pe teren față de alți jucători. Și îmi place că face și faza defensivă. Iată-l acum pe Memphis, aia, aia. Nici Memphis nu prea face treabă. Mai mult face Son decât Memphis. Însă aici, iată ratarea lui Son. Despre asta vorbeam. Sancho. Era cu trei oameni în fața. Dacă trecea Sancho, cred că o braziliană ar fi fost fatală. Dar nu mi-a venit atunci pe moment. Oh, nu, Talisca. Întoprac tot la el și înscrie, frate. V-am spus, omul e forță, ești de bun. Am dat skip din greșeală la replay-uri. Golul lui Talisca ne pune la 1-1 și într-un moment foarte greu. Noi trebuie doar să scriem o dată. La 2-1 pentru Benfica suntem calificați mai departe. Către Memphis, care prea teribil. Pasa nu-i rea și este 2-0 prin Teixeira. Și e momentul să fac o schimbare la Nicolae Dică. Și-l vă scoate pe Delaney, îl băgăm pe Marco Reus, că nu e de joacă. Poate reușim un gol până în pauză. Mai bine că n-am simulat meciul ăsta. Ghioțe acum. Ce execuție! Mario Ghioțe! Ce șut nebun din partea de carului nostru. Iată ce gol. A fost simplu spectator Odiseas la șutul ăsta. Cât de tare a fost cum stătea și se uita la acea minge. Ia uitați-vă la portar. Efectiv a stat pe loc. Asta e foarte tare. Dar nu înțeleg de ce, adică poate ar fi putut să plângeze măcar. Șutul n-a fost chiar în vinclu. Bine, a fost o execuție bună, dar s-a uitat ăsta la ea, n-a făcut nimic portarul. Ghioțe recuperează, oleo, ce formă pe Ghioțe. Joacă foarte bine, ce pasă oferă aici pentru Sancho, dar nu reușim să dăm gol. Witzel, tot cu Ghioțe, dar aici se încheie prima repriză. Și ce păcat că n-am înscris încă o dată. Au fost două goluri unul după altul care ne puneau în pole position pentru calificare. Dar mai avem de suferit 45 de minute aici în Portugalia. Royce. Memphis din nou cu Royce. O preluare foarte bună și e bara lui. Ce ocazie. Nu cred așa ceva. Era momentul oportun pentru un gol aici. Dar nu s-a terminat.
N-a lovitură de cap de aici. Înapoi în centru. Este acolo, nu știu cine e, dar a fost o fază bună și asta. Este Talisca, care e un momentul la Benfica. Băi, antrenorii sunt, n-au nicio treabă. Hai să schimbăm ceva. În loc de Ghiotse putem pune un jucător mai defensiv. Hai, mergem pe Piszczek. Și Paco Vârf. Paco trebuie să intre. Teixeira iese. Da, altă schimbare ireală. Ori e antrenorul foarte slab la Benfica, ori jucul ăsta nu-i făcut cum trebuie. Lasă să scoată un fundaș în momentul ăsta. Da, mi se pare Benfica o echipă care nu forțează. Nu prea înțeleg de ce. N-au nimic de pierdut. Paco Alcácer! Ce v-a spus de Paco? El scrie golul final. Nu vă aude Paco. Se aruncă. Leșină de entuziasm. Îl scrie pentru 2-2 și câștigăm această dublă la general cu 3-2. Minutul 92 a venit golul ăsta. Un șut impecabil. Din marginea careului, foarte bun. Două goluri identice, aproape. Și asta a fost final de meci. Iată-ne mai departe în sferturile Europa League și mi-am adus aminte că o să pun în episodul ăsta și meciul cu Leverkusen, dar știi ceva, hai să facem un episod lung așa de final de an. Să vedem cu cine am picat mai departe. Liverpool a scos pe Chelsea, foarte tare. Ne-am bătut pe Benfica și Actiura a eliminat pe Dinamo Kiev. Uite, au picat până și ucranienii între ei. Întâi sferturile Champions League, Bayern cu Barça și Schalke Atletico Madrid, Lyon PSG, Lyon în sferturile ligii. Și City cu Real. Interesant, dar Juventus? Unde e Juventus? Ce a făcut Juventus? A pierdut cu Lyon. Asta e ultima. Asta ar fi tare. Așadar, avem meci cu Villarreal. Da, ok, se putea mult mai rău. Sevilla a picat cu Manchester United. Liverpool cu Arsenal. Mamă, ce au englezii, frate. Și Lazio cu Shakhtar. Probabil o să avem United, Liverpool, Lazio și o să fim și noi acolo. În semifinale, un careu de ași puternic. Până la urmă, Liverpool și United, echipe de Champions League. Poate picăm cu Lazio, ar fi tare să pice Liverpool cu United. Sau să vedem că trece Liverpool, că și Arsenal are o șansă. Au rămas oricum destul de echipe cu șansă la trofeu. E bine că n-am picat cu unii dintre englezi. Ar fost un meci tare complicat, dar pe Arsenal i-am bătut în grupă. În grupă am învins pe Arsenal. Am terminat la 4 puncte deasupra lor. Bun. Cam aici să încheie acest episod. Sper că v-a plăcut și dacă da, nu uitați să lăsați un like acolo. Cam atât, prieteni.